Băi, oameni buni, am decis ca acest an, să nu mai aștept să fiu reclamat la ANAF de către toți părțajii care se uită la clipurile mele și ei cred că eu sunt un boț, un evazionist. Inclusiv doamna de la fermă de la Brăila de acolo, care ne-a dat în judecată și au pierdut procesul de 100.000 de euro, urmând acum ca noi să dăm în judecată și să cerem daune pentru stresul și disconfortul psihic care am fost, la care am fost supuși 3 ani de zile. Am aici 6.000 de euro, da? 6.000 de euro bani cash, ca să vadă lumea, da? Deci bani, da? 6.000 de euro, pe care o să-i plătesc la ANAF. Am nevoie de o foaie de vărsământ și o să depun, să vadă exact toată lumea, să nu mai există niciun dubiu, de reținut faptul că eu nu câștig bani de la YouTube atât încât să plătesc atâția bani. Deci banii acestea care îi plătesc sunt din afacerile mele, care eu trebuie să declar anual la ANAF cât trebuie să încasările și cât trebuie să plătesc. Deci nu am treabă cu banii de la YouTube, inclusiv banii de la YouTube ăia puținii care i-am luat, plătești la aia 10%. Deci ca să înțeleagă că sunt și aia, dați mai puțin, între ăștia 6.000 de euro sunt mai puțin. Eu trăiesc din alte afaceri ca orice om care face afaceri în România și vreau să arăt că sunt un om cinstit, corect, nu ca evazioniștii pe care unii dintre voi îi susțineți că așa trebuie să fie țara noastră, că oamenii ăștia de la guvern trebuie să aducă bani de acasă. Nu, oamenii ăștia de la guvern trebuie să aducă bani de acasă. Oala este goală și noi trebuie să o umplem, da? Dacă face poliția treaba și instituțiile statului, am avea bani la buget și n-ar mai fi nevoie să mai avem problemele pe care le avem atât de mari, că suntem ultima țară din Europa la toate capitolele. Adică știți foarte bine, fără bani în spitale, fără infrastructură, fără nimic, da? Vreau să merg aici, să-mi iau foaia de vărsământ, după care să arăt că, deci, de reținut că nu sunt banii de la YouTube, impozitele, da? Banii ăștia nu sunt de la YouTube, atâția bani. Eu de la YouTube, ca să înțeleagă lumea, cheltui mai mult decât încasez, automat, pentru că depasările mele sunt foarte costoase și depășesc cu mult încasările. Inclusiv de la donații, da? Dacă am luat 2, 3, 5 lei, 10 lei donații, plătesc 10% și la aia donații care le-am dat la toți amărâții. Dar eu tot plătesc, da? Și de la YouTube și de la donații. Inclusiv de la alte afaceri. Vreau să merg să mi se dea o foaie de vărsământ. Da? Merg cu bani, uite. Cu bani. Să le aduc salariu. Le aducem salariu. Salariu la bugetari. La bugetari le aduce salariu. Da? Bună ziua. Un jandarm cu una la curea. Mă duc să iau foaie de vărsământ. Am rugăminte dacă urmați să opriți. Nu, cum să opresc? De ce să opresc? Pentru că nu aveți voie, așa e. Cine a zis tu? Nu aveți voie. Cine a zis tu? Scrie pe ușă, mergeți cu mine să vedeți. Dumneata, în afară de legea 550, îți cunoști și alte legi, adică pentru că pui nu prostii, nu avea asta. Deci, dumneata, cum a ce spui mic, nu mai vorbim că îmi îngrădești un drept fundamental, faptul ăsta că eu filmez cum aduc salariul la bugetari. Dumneata, acum îmi interzis să filmez. Deci, oameni buni, de omul ăsta n-are ce să caute în jandarmerie. El eventual să meargă până agricultură, pentru că jandarmerii trebuie să fie oameni pregătiți, da? Profesional vorbesc. Nu, că n-am voie să filmez. Acolo este zona administrativă. Da? Acolo. Dom'le, ușa aia, să iei dumneata ce scrie acolo, să pui aici, dacă ești profesionist. Da? Deci în zonele lor administrative. Eu n-am pătruns. Aici, ia uitați. Ia uitați aici. Da? E birou cu toată, deci toată lumea, da?
Deci toată lumea aici. Anunț public, da? Uite, da, astea sunt publice. Am pătrat și eu într-o zonă administrativă. Aveți televizor, uite, să mergeți televizor, nu? Este ce asta aici, asta trebuia să funcționeze. Deci azi banca asta aruncă pe geam. Banca asta aruncă pe geam, da? Asta trebuia să funcționeze. Avizierii publici, da? Deci eu n-am voie să filmez tot ce este public. Că așa vrea domnul jandar. Știe el legi. Câte legi cum vrei prea ta? Nu vreau eu. Da. Astea sunt legi. Și trebuie să le respectăm. Cine să le respecte, domnule? Care legi abuzive? Tără, vrei să spun ceva? Stimate, domnule. Ia, ce? Și ce-l faci, domnule? Legea 333. Scrie clar că nu aveți voie să... Uitați, scrie și pe ușă, da? Ce-l faci, mi-așa? Raportat, trebuie să vă legeți. Pe mine? Da. Pentru asta? Abuziv, sau ce? Dumneata știi ce condiții să faci legitimarea, domnule? Dumneata știi ce condiții să faci legitimarea? Dacă dumneata considerați că este abuziv... Da, pentru că trebuie un motiv întemeiat ca să mă legitimez. Față nu respect. Adică, ca și când eu... Ca și când eu... Dumneata ăsta indice ca și când eu aș săvârși vreo infracțiune acum. Sau aș fi suspect. Deci aș fi suspect. Cu ce? Că mă duc să plătesc... Cu ce să suspect? Nu se legitimează numai în cadrul, în momentul în care săvârșesc sau vor săvârșesc o infracție. Da, în care cazul? Ci și în momentul în care săvârșesc o contravenție. Deja dumneata mai... Deja îmi dai sancțiunea. Sunteți pasibil de așa? O contravenție conform legii 61. Care? Așa e 61, articolul da. Cât? 2? Hai că vă ajut eu. Punctul cât? Dar știți foarte bine. Ia spuneți, cât? Că punctul cât? Nu știți. Vedeți că nu sunteți pregătit? Deci așa arată un jandarm de pregătit profesional. A venit la muncă, uitați-vă la el cum stă. Deci omul așa stă, uite, cu mâinile la... El scrie șerif, șerif din America, nu din România. Colegul dumneavoastră avea fes în cap, ultima dată când a venit aici. Avea fes. Mi se pare că în momentul de față eu nu sunt echipat. Îl lua corentul. Sunteți de părere că nu sunt echipat regulamentar. Nu, după mai lipsea bă la cap. Ce era? Avea jandarmerie, au un chipiu. Deci în interiorul unei plătiți, da? Da, nu știu, bun. Ce vreți acum să faceți? Ia. Da? Sunt prezentat și mai mare. Ia uitați. Pentru? Pentru legitimare. Da? Păi, dar v-am spus, deci mă sancționați, dar îmi dați amendă acum. Deci eu v-am avut, nu v-ați nimeni că vă sancționați. Păi, dar așa ați spus că vreți că am să vă duc o contravenție. Să-mi prezentați un act de ilegalitate. Dar nu v-a spus nimeni. Ați spus dumneavoastră când v-am întrebat eu, domnule, sunt suspect, ce sunt ca să mă legitimați? Ați încălcat prevederile legii 61. Am încălcat deja. Da? Articolul 2.13. Păi că știi, deci știi, domnule, păi, mai știți altceva în afară de asta? Mai știți un articol? Nu cred. Întrebați-vă. Chiar vă rog frumos. Spune tu. Puțin sigur, nu că nu, vă dau asta ca să nu, să după aia mă luați pe sus pe aici, că știu că aveți putere. Am vrut și la să-i dați și pentru aici. Construită cu respect, da? Vă vor trata cu respect. Și profesional, zice, da? Uite, zice profesional și respectuos. Eu din punctul meu de vedere, nu sunt profesionist. Dacă vreți să vă dau cartea de identitate, eu vă dau, da? Sau dacă vă dau și cartea. Dar știi ce se întâmplă? Referitor la sancțiunea care ați cu referit dumneavoastră. Nu v-a spus nimeni că vă sancționează. Știți că colegul dumneavoastră a făcut un abuz. Sunt pasibil. Sunteți pasibil. E diferență între sancționa și a fi pasibil. E o diferență. Știți că colegul dumneavoastră, Mușat Sorin, care a fost aici cu fesul în cap, în urmă cu vreo 2 ani, mi-a dat amendă tot pe chestia asta care o invocați dumneavoastră. Și a pierdut la tribunal? Păi nu, că acum dai în judecată pe el să-mi dea daune. Ați înțeles? Și anunțul ăla de acolo să-l luați. Anunțul ăla să-l luați. Nu, anunțul ăla să-l luați. Păi cine l-a pus? Cine l-a pus să-l ia de acolo? Autosesizați-vă și luați-l de acolo că este pus abuziv. Și puneți-l aici un an. Nu-i pus abuziv? Este pus la intrare. Deci nu-i pus abuziv, da? Ia spune, domnule. Domnule, ia spune, domnule, dumneavoastră, acum. Deci nu-i pus abuziv. Domnule, deci nu-i pus abuziv. Citește, domnule. Considerați că este pus abuziv. Domnule, citește, domnule, aici. Ce și faceți?
depuneți o reclamație și spuneți, domnule, e pus abuziv, dar dumneavoastră considerați treaba asta. Haideți, vă rog. Citește, domnule, ce capetul procesul, cum nu-i pus abuziv. Stimate, domnule. Cum dați pe atât? Uite, e dreptul dumneavoastră. Uite, uite ce face jandarmii din Buzău, abuziv. Anunți abuzive. Păi din cauza asta, că am intrat aici și m-am dus să plătesc la fel taxele. Taxele se plătesc în parte ce... Nu știi, domnule, dumneavoastră, ce fac eu. Eu am dreptul să intru aici, să-mi iau foaie de vărsământ, da? De la doamna de acolo, că am venit ieri la ora 4 și am închis. La 4 și 27 am venit, deși mai erau 3 minute, mi-a mai funcționat calculatorul. Era, nu știu, cred că era al coleg sau... Era al coleg aseară, când am intrat. Da? Deci am nevoie de o foaie de vărsământ, să mă duc să pot să depozitez banii acolo. Da, uitați aici. Foaie de vărsământ. Mai vreți să mă legitimați abuziv acum? Vă întreb, poți toată auzi de gata. Dar nu nimeni abuziv. De ce vi se pare că vă legitimați abuziv? A spus că sunt pasivi instanțiuni. Eu vă arăt faptul că instanțiunea asta, ca spuneți dumneavoastră, a fost câștigat în instanță. Dumneavoastră, mă. Ia uite, ia uite. Aveți obligația să vă legitimați, da? Pentru ce? Nu ați respectat prevederile legii 61. Asta vă explic, legea 61, sancțiune, uitați aici și uitați-vă, dacă nu căutați dumneavoastră pe portal și el să găsiți, cum am câștigat o instanță că a fost o amendă abuzivă. Faptul că mai durează puțin până îmi dau în judecată pe Mușat Sorin ăsta, jandarmul care a fost cu fesul în cap, este o altă poveste ca să vă anunți pe toți cum stă treaba. Da, de ce? Lăsați-o acolo. Nu, ce nu sunt. Da, de ce? Eu mă bazez pe dumneavoastră, când păziți. Pare bine că vă bazați pe mine. Dacă vine unul și nu fără bani, vreau să vă sunteți pregătiți, nu sunteți. Nu pot să lucrez cu 7 euro, nu pot să lucrez, deci v-am arătat. Ce mai vreți acum? Incredibil, nu. Vă dau și actul de identitate, imediat vi-l dau, numai vreau ca să vadă lumea, da? Deci cum, deci admitere apel, da? Anulează și așa, și apelul care este făcut de mine, ca să înțeleagă lumea, uite, cine a făcut apelul, da? Petent, da? Uite, că în judecătorie a dat altă sentință, că la noi așa e pe aici. După care, da, deci, exact asta a fost, inspectorul de jandar Buzău. Bun. Deci, dumneavoastră mă legitimezi abuziv. Dar dumneavoastră considerați că... N-ai niciun argument ca să mă legitimezi. Dacă dumneavoastră considerați plotonier al tancălească, v-am spus și când ați intrat... Plotonier? Plutonier. Plutonier? Ajutant. Adică ajutați pe cineva. Ca asta, ajutant, ajutați pe cineva. Nu știu că eu n-am făcut armat de asta. Deci, plutonier, ajutant, călească și mai cum. Și răzvan. Uitați aici. Da, ați făcut un abuz acum, în serviciu. Da, deci domnul cu abuzul, da? Deci domnul cu abuzul, domnul jandar cu abuzul, el asta știe. Da, să fac abuzul de dimineață. Asta știe. Așa, ce rătăminte am? Faptul că, spuneți, să ne aduceți la cunoștință, da? Ce să vă cunoștință? Dacă o să fiu sau nu o să fiu sancționat, dacă o să fiu vreau să fiu... Nu. Dacă este să fiu sancționat, vreau să fiu sancționat acum, că am dreptul. Este tot sancțiune. Păi nu, dar vreau să contest posta verbal pentru că este un abuz. Deci, oameni buni, eu vă spun atât. Scris. Da, și verbal, îl contest și pe ăla verbal. Ați înțeles? Adică tot verbal. Deci, domnule, există Constituția României, articolul 30. Există Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 19. Există Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 10. Tot ce înseamnă spațiu public, deci tot ceea ce se vede, da? Și ceea ce vrea să aduc la cunoștință publicului, ceea ce am făcut mai devreme, domnul nu știe că era aici în cinta instituției, astea se numesc drepturi fundamentale. Că dumneavoastră și cu ăștia care spuneți că au pus acolo, nu știu ce anunț, care ăștia nu-i vedem. Ăștia pun anunțul, dar nu-l vezi pe ăla, da? Încălcați drepturile fundamentale ale omului. Deci este un lucru foarte grav. România a fost condamnată la CEDO de nenumărate ori pentru chestiile astea. M-ați înțeles? Adică prin amenda asta care mi-a dat-o și eu am câștigat-o, pot demonstra că România nu sunt respectate drepturile omului și principiile democratice. Deci eu vorbesc cu dumneavoastră altă limbă, sunt convins că dumneavoastră știți legea 61, articolul 2.13, aia este ca să speriați dumneavoastră. Ăla acolo este pus abuziv, dar e pus abuziv, total abuziv, care trebuie luat de acolo și eventual pus aici, că aici este zona administrativă, unde au ei biroul și ce au. Atât am avut de spus. Restul, ce este aici, neadministrativ, cu ghișeuri, cu oameni care circulă și cu anunțuri publice, vă faceți de râs, ați făcut de râs
S-a făcut de râs colegul cu sancțiunea, da? Deci l-a văzut atâta lume, s-a făcut de râs. Eu n-am nimic cu jandarmeria, da? Să bagă niște chestii cum a fost jandarmul de la Gorj, da? La fel, niște aberații, niște tâmpeni ce a putut să facă. Dacă, de exemplu, acum, dacă vine la dumneavoastră, vine vreau să domnul și vă spune că eu l-am înjurat, dar dumneavoastră n-ați fost de față, îmi dați amendă? Vă întreb, îmi dați amendă că n-ați fost de față? Nu, colegul de la Gorj mi-a dat. Și tot la judecătorul a ajuns, bineînțeles că și cu procesul verbal, că l-a completat prost, că l-a completat o oră din viitor. Deci ăla e unitate absolută în instanță. Deci tot ca să stau, mi-e inconvenit pentru că mai scot niște bani de la Mușa Teonel, de Sorin, de la jandarmul de la Gorj, poate că și de la dumneavoastră, da? Mai scot niște bani. Că de la ăștia iau bani, nu iau de la cineva. Înțelegeți? Asta știți mai bine de ce. Uite, deci de mare abuziv. Pentru ce? Că nu există niciun... Da. N-ați avut niciun motiv în temea. Nu. Am spus. Spuneți-o de clar. Legea numai atunci când există suspiciuni sau că eu aș să văd și vreo infracțiune. Sau aș fi suspect sau așa. Într-adevăr, legea asta... nu spune că decât infracțiune. Asta aveți dreptate, dar nu mă încadrez. Da, da, eu mă încadrez la contravenție. Asta vă, asta... Nu mă încadrez. Asta vă spun că tocmai abuzul care l-a făcut colegul, dumneavoastră tot continuați cu abuzurile. Deci tot continuați cu abuzurile. Deci asta, deci omul îi spun că a pierdut colegul când mi-a dat amendă, el zice că tot mă încadrez pe legea și a ieșit unul. Dumneavoastră ați contestat sancțiunile. O zi bună, doamnă. Dumneavoastră nu înțelegi românește că colegul mi-a dat sancțiuni și a pierdut? Cum să-ți mai spun? Înțelegeți românește, da, ce, înțelegeți românește, da. Faptul că nu aveți voie conform legii 333 și treaba la legea 61, da, articolul 2.13, nu aveți voie să filmați. Unde? În această instituție? Ba da, da? În zona administrativă, unde sunt eu deci acum. Deci eu vă spun că nu aveți voie. Păi dacă colegul a pierdut... Nu e nicio problemă, asta s-o e mai arătat. Pierd și alții. Unii câștigă, unii pierd, a, deci, nicio problemă. Deci voi mergeți pe abuzul, pierde și susțineți prostia și abuzul. Verbal. Nu puteți să mă avertizați verbal. Bada. Dumneavoastră, de cât ați făcut un abuz? Nu. Sancțiunile sunt următoarele. Avertizment verbal. Sancțiuni. Și parte pentru eu v-am dat avertizment verbal, da? Deci nu, dar opriți, deci, vă rog frumos. Nu opriți, doamne, eu mă duc acolo la femeia. Nu, mergeți și luați-vă foaie de vărsământ, dar am numitea să vă luați de acolo. Luați-vă banii de acolo. Aveți grijă că vă pică și timp. N-are nimic, dacă are ce să-i adune. La câtă lume în țara asta necăzită. Nu, nu, că-mi tăiată, mai fac rău de alții. Deci, dumneavoastră, dacă... Deci v-ați pronunțat deja când ați avertizment verbal. Da. Care eu îl contest o verbal, îl contest și v-am explicat cum l-am contestat. Este dreptul dumneavoastră. Bun. Doi la mână. Dacă îmi trimiteți amendă acasă, iarăși abuziv. Aștept. Nu mă aștept doar. După ce v-ați pronunțat când dați un avertizment verbal, iarăși încălcați... Iarăși încălcați legea, da? Încă o dată. Un avertizment verbal. Dacă dumneavoastră veți primi de la mine o sancțiune cu parte pecuniară, răspund cu ce? Ca atare. Cu ce sancțiune? Parte pecuniară. Adică cu bani. A, deci îmi dați și amendă cu bani. Nu, dacă primiți. Așa. Dacă primesc, ce? Dacă primiți sancțiune de la mine. Așa. Cu parte pecuniară, răspund. A, răspundeți dumneavoastră, înțeleg. Deci dacă între timp îmi trimiteți amendă acasă, răspundeți. Am rugăminte să închideți că ești în zona aceasta. Ce zona, domnule? Și la zona aceasta, am venit el așa. Am venit doamna dumneavoastră aseară și mi-a spus că calculatorul să-mi dați și mie ca să faie de vărsământ la 4 și jumate când am venit aseară. După amiază. Da, a venit la 4. Nu era, nu mergea calculatorul. Da, nu mergea. Păi nu, și eu am venit acum să-mi dai și mie să mă duc după niște acolo. Uite, umblu cu banii după mine și... Nu, că mă cunoaște, doamne, știi ce? Că de asta vă spun că nu e prima dată când vin aici. Haideți, da. Că nu trebuie să te fii la cuie așa, da. Nu, doamne, dar am venit aici să vadă lumea că plătesc. S-a modificat programul de trezorerie, nu se mai încaseze la mine problema la este că mă cunoaște lumea și le frică că nu plătesc bani la ANAF. De asta, de asta vreau să demonstrez public. Uitați aici cartea de identitate. Uitați-l aici, cartea. Da, deci nu se mai poate așa ceva. Nici să plătești, nu... Ești lăsat. Poftim? Nu m-a lăsat, domnul, că eu mă filmez cum mă duc să plătesc la ANAF. Ce, care-i problema? Și da, nu mai am voie să mai prezint public ce fac. Da. Îmi scrie și mie pe o hârtie, vă rog, ca să nu mai că uit până acolo. Da, încerc să dau
Da, așa, da, așa, da, dați-mi foaie, că am zis, vedeți, domnul m-a derutat. M-a derutat domnul jandar. Deci până la ora 30. Acum mă duc, nu vedeți că sunt cu banii în mână? De asta i-am și adus, ca să-i duc acolo. Da, dați-mi dumneavoastră foaia și... Da, mă duc acolo. Nu, că acum mă duc. Nu, că trebuie să-i arăt la oameni cum asta, că... Să-i arăt la oameni să-i vadă că... E... Că sunt de aia, vă trag la țeros. Da, gata, am ferit, să rămână. Gata, mă duc să rămână, mulțumesc mult, să rămână. Gata. Da. Domnul jandar, terminați cu abuzul, luați-vă hârtiile de aici. Luați-vă hârtiile apozibile de aici, că nu sunt conforme cu absolut nimic. Astea sunt niște abuzuri. Ia. Cred că ci și camera, ia. Deci astea sunt niște abuzuri, atât, da? Atât, nimic mai mult. Au fost câștigat în instanță. Ce spune el cu asta aici, cu articolul, cu tare, astea sunt pentru zone administrative. Spun ei cu sancțiuni între 500 și astea. Deci, aberații, aberații. Numai și numai aberații. Da. Oameni buni, ăștia sunt profesioniștii pe care îi... avem la instituția statului numită Jandarmeria Română, au pierdut în instanță și tot pe abuzul, tot susțin prostia. Eu îi spun că a pierdut în instanță, el când dă sancțiuni. E posibil să îmi trimită sancțiune acasă. Da, e posibil. Bun. Intru aici acum ca să depozitez da bani. Salut, salut. Sănătate. Da, păi tocmai acum m-am certat cu un jandar. Cu un jandar de la ANAF. Bă, astăzi. Bine. Ok, va. Deci intru să-i depozitez. Ne auzim în curând, da? Haideți, v-am pupat, la revedere. Mască de protecție. La etajul 6, camera 4. Cum? De ce să interzez? Păi nu, dar eu sunt chemat acolo, am invitație acolo. Cum dacă am invitația acolo? Dar am spus mie unde sunt chemat și nu știu. Sunteți chemat la ANAF, sunteți chemat, nu chemați la etajul 6. Uite, domnule, ce scrie, de acolo m-a trimis aici. La care ANAF? La cine? Și nu plătiți mie astea așa, că nu... Domnule, ce ai dumneata? Te trezi cu fața la cerceaf cumva astăzi și eu nu știu? Eu v-am spus că e ca... Ce să-mi spui dumneata? Așa, și eu am invitația acolo, poftiu, că dacă nu-mi iau sancțiuni. Tune, cum ai ajutat dumneata să fii jandarm, să nu spun niște atribuțiuni de serviciu? Eu cunosc foarte bine. Ce atribuțiuni cunoști dumneata? Cum te numești, domnule? Cum te numești, domnule? Cum te numești? Plutonera Mușa Sorin. Cum? Plutonera Mușa Sorin. Mușa Sorin. Dumneavoastră cum vă? Nici Robert Gabriel. Foarte bine. Cu cine vrei să vorbiți? Cu cine scrie acolo, că tot te lauzi că cunoști atribuțiuni. Pune masca aia pe nas, ca lume. Să-ți fii de cetățeanul și... Legea spune cu totul altceva. O să fii sancționat, dumneata, o să vezi. O să trebuie să fii sancționat, pentru că nu poți masca corespunzător. Foarte bine. Sunteți pe persoană juridică, da? Nu. Vreau unde scrie acolo? Băi, ți-am dat documentul, zici că ești pregătit. Dar ce vreau să faci? Păi ce vreau să... Păi uite, domnule, ți-am dat să citești. Nu, eu mă duc la camera asta care spune acolo că mi-au sancțiune altfel, da? La camera 6, nu, domnule, mi-am invitat acolo, nu ce spui dumneata. Eu am invitat la camera 6, la camera 4, ta 6. Eu acolo mă duc. Nu aveți voie să intrați acolo. Mergeți la ghișeul 10 sau 11 și vă spune dacă aveți ceva de plată sau datorii. Tone, n-am de plată, nu zici că am invitație să-i chemat acolo să niște declarații. Dumneata nu știu ce românește. Și vedeți ce este. Păi dacă n-am niște datorii, n-am ce, eu trebuie să dau niște declarații. M-a sunat domnul de acolo ieri. Cu cine ați vorbit? Cum se numește? Domnul Lazar. Și mai cum? George. Ce să domnul spune? Ia uite, mă, frate. Așa.
Și după boare. Am zis, dar m-am zis de la finanțele. Dar nu puteți să-mi dați asta ideea, mă boară de la București, de ce mă doresc? Și-l completați și-l puneți acolo. Și-l dați la program, mai treceți pe aici, să vedem când. Da? Nu, 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 asta vine cu brazi. Până când îi țineți? Ia, vine. Nu ne lipsește nimic, că avem brazi, avem cadoaie. Cadouă mai puțin. O duceți bine aici. Doamne, nu, eu am invitat astăzi că mi-a sancțiune. Deci ca să ne, dacă nu, să vină Ienache Virgil sau Descariu Mariana. Să povare jos aici. Dacă nu vă fac plângere pe mea dumneavoastră și, și dă și toți dumneavoastră. Nu mă interesează pe mine cum comunici dumneavoastră, ce faci, ce drept. Că e azi, că nu este azi. Eu am invitat și astăzi aici. El trebuia să fie aici. Vorbiți cu doamna, colega din birou atunci. Bună ziua. Puneți-mă pe telefon. Alo. Doamnă, cine sunteți? Nițu Robert Gabriel mă numesc. Nițu Robert Gabriel. Da. Da, Nițu Robert. Doamnă, am o invitație care mi-a trimis-o pe data de ieri. Deci ieri a trimis-o, eu astăzi am primit-o. Și plus... Păi ca să vin să dau niște declarații. Că dacă nu, o să-mi iau sancțiune. Da. Ce să știu, domniță, la camera 4, etajul 6, sau camera 12, trebuie să fiu prezent acolo. Ce înțelegeți? Da. Nu știu ce fac colegii dumneavoastră. Da, doamnă, nu că o să chem poliția, să știți. Da, ia să vedeți cum chem, o să vedeți ce circ o să iasă astăzi aici. N-ați avut de când sunteți dumneavoastră în instituția așa ceva. Da, vă rog. Da. A, recalcitran sunt. Eu, asta înseamnă că sunt recalcitran, că am fost invitat cu sancțiune. Și dumneavoastră spuneți că nu știți unde e colegul. Păi hai, lămuriți-vă, doamnă, lămuriți-vă. Cu alți colegi în birou decât pe care îl căutați dumneavoastră. Ați făcut multă școală, doamnă, mi-am dat seama după vocabularul care îl aveți. Da, zic că... Dezacordanțele astea gramaticale, da, care le folosiți. Domnule, eu chiar dacă am dezacordanțe, eu nu sunt funcționar al statului, nu reprezint pe nimeni. Doamne, poate să coboare cineva jos ca să-i arăt invitația asta cu sancțiune sau nu poate? Da. Am sancțiune, asta înțelegeți dumneavoastră, că am sancțiune. Păi v-am spus că este o invitație cu sancțiune, adică în cazul în care... Astăzi nu mă prezint. Dom'le, eu am certificat verde, ca să nu spuneți că v-am spus dumneavoastră, ca să știți. Nu, domnul Lazar George, Ienache Virgil și Descariu Mariana. Exact. Mai mult, da. Poate nu știu eu, spuneți că nu-i nimeni, că nu, eu chem poliția. Dacă spuneți că nu, eu chem poliția, să știți. Și o, da, o să chem poliția și o să văd și accesul ăsta interzis, să vă dau la parchet pe toți. Inclusiv pe domnul jandar. Că mi te zice acces într-o instituție publică, având și certificat verde. Da. Ce-ați făcut? Dumneata așa poți măca, sunt, o să fiți dumneata sancționat. Dar cine sunteți dumneata în primul rând? Nițu Robert Gabriel, i-am spus colegului. Dumneata cine sunteți? Ce problemă aveți? Ce problemă am? Că poți dumneata masca sumnat și nu respecti atâtul de serviciu. Hai, dar terminați de vorbi la telefon. Lasă să alegu. Poate rezervă cu doamne. Doamnă, eu am o invitație, am o invitație cu, cu sancțiune în caz de neprezentare. Eu sunt prezent. Eu sunt prezent. Nu mâine, eu m-am prezentat astăzi, că astăzi mi s-a trimis de ieri pentru astăzi. Nu las nimic, doamnă, eu sunt jos aici, eu chem poliția, nu înțelegeți? Păi cum adică, vă bate jos de mine, ce instituția asta e a voastră, e casa voastră, ce e aici așa? Cum adică? Aveți un buletin, domnul? Sigur. Buletin nu, am altceva. Buletin nu trebuie. Buletin am, vrei. Actualizează-te.
Îți dau altceva, așa vorbește mie, nu cu buletin. Că nu sunt din 90 de ani. Și aș vrea să închideți telefonul. Nu închide nimic. Nu închide nimic. Dar știi că mai am și alte camere. Încearcă să faci un abuz asupra mea și să vezi unde ajungi. Încearcă, ți-am spus, e plăcerea de partea mea. Doamnă, vreau să coboare cineva să-i arăte invitația cu, cu sancțiune în cazul de neprezentare. Care eu am pe data de astăzi. Da? Nu, eu vin astăzi, că astăzi mi s-a trimis de el pentru astăzi. Mâine dacă vin o să-mi trimită sancțiunea acasă. E, de unde știu eu? Păi, dar dumneavoastră, cum, îmi dai scris dumneavoastră dacă eu am scris aici? Păi, vedeți. Domniță, ei dacă n-au fost astăzi trebuie să coboare cineva să iară chestia asta. În cazul în care nu coboare, eu o să chem poliția. Păi ca să vedeți, un abuz care îl fac colegii dumneavoastră, că tot vorbiți că nu e abuz. Păi dacă contul meu, ia uite. Nu știți. O să chem poliția pentru că dumneavoastră, ca și angajat al statului, nu doriți să mă ajutați cu absolut nimic, nu doriți să vedeți nici măcar invitația asta cu sancțiune și eu mă simt nevoie să mă protejez cu poliția și să vă fac plângeri, la tot compartimentul ăsta al dumneavoastră. Da, e posibil să da. O să fac ceea ce să-mi iau amendă. Vă ameninți inutil. Doamna, știți ce înseamnă amenințarea? Dumneavoastră știți ce înseamnă amenințarea? Aveți idee? Păi trimit nu știu unde. Oricum stați liniștiți că v-am văzut pe toți fără măști, fără o să trimit să fiți sancționați. O să vedeți, nu vă spun pe ce, cum și o să se verifice și o să vedeți câte sancțiuni vă luați toți în instituția asta care sunteți fără măști. Chiar dacă nu v-am filmat, o să vedeți cum apar imagini cu dumneavoastră când sunteți toți fără măști acolo. De asta v-a sigilat aici instituția. Unde vreți să mergeți? Da, Nițu Robe Gabriel. Deci mi-a trimis pe 10. Pe 10 mi-a trimis. Și am primit-o pe 11. Adică astăzi. A trimis-o ieri și am primit-o astăzi. În cazul neprezentării, sancțiune. Deci de ieri până azi. Nu să vină toată lumea, doamnă. Mi s-a trimis acasă un act oficial pe care eu am venit să-l îndeplinesc, așa cum spune legea. Exact, am răspuns invitații, corect. Da. A făcut-o ieri ca să vin astăzi. Da, eu am nevoie de sprijinul poliției, o să solicit poliția și o să vin la dumneavoastră acolo în birou cu poliția. Da? Da, că trebuie să mă prezint astăzi la dumneavoastră la camera 6 sau camera, stați așa că vă spun exact ce camere. De altă dată să facă documente oficiale așa cum trebuie, nu să vin după o zi pe alta și să vină astăzi aici să-ți bată joc de mine. Deci, camera 4, etajul 6 sau camera 12, deci sunt două camere. Din două camere să înțeleg că dumneavoastră nu aveți nicio treabă cu mine. Deci scrie clar, camera 4 sau camera 12, etajul 6. Da, eu am venit astăzi, că așa mi-a trimis de ieri, pe la ora 9, dar poștașul mi-a ajuns la 11. Adică dumneavoastră trimiteți invitația de ieri, păi dar n-a ajuns plicul l-ați trimis ieri, plicul a ajuns la ora 11. Cred că este intenționat ca să-mi dați vreo sancțiune. Înțelegeți dumneavoastră? Că vă cam mănâncă pielea în sensul ăsta. Eu așa cred. Păi să mă calmez, eu sunt destul de calm, doamnă. O să vă verific eu declarații de avere, o să vă iau toate afacerile care le aveți voi, pe toți inspectorii ăștia și să vă arăt eu evaziune fiscală, cum se face cu, sub vegherea dumneavoastră, că vegheați la evaziune fiscală, la tot ceea ce se petrece în orașul ăsta. Să vedeți, multe surprize. Haideți, coborâți că sunt la poliție, v-am spus.
coborâți și serviți-mă așa cum se cuvine. Nu știu, doamnă, eu am venit, eu vin la camera 4 și la camera 12. În caz contrar, eu chem poliția și o să vedeți plânge ce vă fac. Am certificat verde, am tot ce trebuie. Cum? Dați jos aici la domnul jandar. Cum vă numiți, domnul jandar? Plutonier Adușan Mușat Sorin. La domnul Mușat Sorin, jos la domnul plutonier jandar. Cine e domnul? Nu știu cine e domnul. Ha, nu vă știi, domnule, nu vă știi, vă dați seama. Sunt de mulți aici. Ah, bun, da, nu vă știi, da. Da, da, pe mine poate o să vedeți cine sunt între timp. Sau poate știți deja. La intrarea dinspre BCR m-a întrebat doamna. Da, intrarea cealaltă. Cum? Intrarea cealaltă. Nu, dar unde suntem aici, la care nu, intrare? Intrarea dinspre pomul verde. Dinspre pomul verde. Da. Da, da, sunt jos aici. Haideți, haideți, haideți că pun poliția pe voi, doamnă. Haideți, așa, 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 hai. Bine, bine că ați înțeles, gata. Coboară cineva? Da. Da, bine, 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 da, coboară, coboară, coboară. Așa, vedeți, domnul jandar, cum legea e valabilă pentru toată lumea? Ce să înțeleg eu? Ce să înțeleg, domnule? Dumneata, mă vezi, dumneata pe mine, chestiile astea, de legi, de chestiile astea, spune dumneata mie să înțeleg, nu vezi că nu-ți respecti atribuțiile de stres și colegul fără mască, din ta pe sub. Trebuie să vă las sancțiuni, ca să vă trezi la realitate. Uite aici certificatul verde, că tot... O scanez aici, da? Cineva de la noi și are legătura cu mine, vadă, vadă de ce e vorba, a trebuit să mă rog la CPD, ca să discute cu noi, cu mine. Alo, dar unde e domnule camera asta? Aici și probabil trebuie dat, gata. Deci am certificat verde? Să confirm că am, da? Ok, ca să nu cine știe, că vă treziți poate dumneavoastră să spuneți după aia că n-am intrat cu formele legale. Îndeplinit formele legale de acces. Cine știe ce zice? Salut! Cum? Nu opresc, domnule, stai liniștit. Fă apuz de funcție și trage din mine. Ia-mi, dă-mi bătaie, fă ceva. Tu te, domnule, de aici cu prostiile. Eu nu sunt jurnalist ca să cer acreditare instituție. Eu sunt persoană, fiind sunt un simplu cetățean, am dreptul, e drept fundamental. Nu sunt numai prostii, dumneata, domnule. Fă un abuz cu mine, chiar te rog, trage din mine, ia-mi telefonul, fă ceva. Mai legitimat. Da, mai legitimat. Da. Cine te sună, domnule, pe dumneata acolo? Cine te sună acolo? Ascultă la un telefon. Cine te-a sunat? De la ANAF sau de la... Nu știu ce vrea să fac. Probabil vrea să fac un pic de circ. Nu știu, așa-i place. Deci asta înțeleg jandarmul, care eu am venit aici pentru faptul că pot să-mi iau sancțiune și am nevoie de probe. Cum, domnule? Probleme? Da. Ce probleme să am eu? Eu caut probleme? Asta ai dedus dumneata? Că eu caut probleme? Cu cine caut probleme? Sunt sancționat conform legii 61. Da, eram sigur. Că nu respectați regulile de acces în instituție. Da, de pe aștept, dă-mi, te rog frumos, dă-mi sancțiune. Am 6 luni să vă aplic sancțiunea. Nu, domnule, poți să-mi dai și acum, asta în cazul în care eu nu sunt aici. Eu nu vreau să vă dau acolo, ți-e frică, domnule, ți-e frică. Ți-e frică, trebuie să fii atent ceea ce spun. După ce o să câștigi procesul cu dumneata, o să fac plângeri să fie exclus din jandarmerie pentru abuz de serviciu. Nu e singurul. E dreptul dumneavoastră.
Atenție, da? Atenție că te joci cu focul. Te joci cu focul. Este lege și pentru dumneata. Asta să ții minte. Dacă îmi dai mie amendă abuzivă, după ce o să câștig, o să vezi cum o să-ți fac plângeri și o să răspunzi în fața legii, inclusiv să fii dat afară. Probabil s-a ajuns la poliția locală, că e mai confortabil fac acolo, cu la dânsii. Amenzi abuzive. Și a fost bine ca la bătaie, nu? Nu, asta înțelege un jandarm plătit din bani publici, un militar, care el e pus aici. Un pic de scandal. Și aștept să-mi vină, domnule, omul de sus. Și așteaptă, a vorbit cu cine? Ce scandal, fatule, că dumneata te-ai luat de mine, că de ce filmezi? Care o invitație. Da. Și nu mi se permite acces. Am certificat verde. Spune, domnule, că am certificat verde. Cine te sună acum? Ce hotărâre? E abuziv aia, domnule, de-i fac plângi la parchet cu hotărâre. La... Cu mizeria asta de aici? Nu scrie nicio lege, nicio hotărâre, niciun fel. Da, unde este? Unde este? Hotărâre conform hotărârii de guvern care? Sau conform cărui? Care chestie? Că nu scrie nimic. Nu scrie nimic aici. Îl iau imediat. Păi nu, sunt trei persoane și eu trebuie să mă prezint ca femeia sancțiunii. Eu chem poliția. Păi așteaptă. Nu știu. Ce tare jandarmul. Cu accesul cu aparatură de filmat. Aoleu, mamă, am intrat cu pistolul în instituție. Da, și am pus în vedere că o să fie sancționat pentru... Da, îi dăm sancțiune, uite, ți-am dat cartea de identitate. Chiar și acum mă filmează. Te filmez și acum, da, să vadă publicul cât se deze profesionist. Da, în interior filmez. Da. Să coboare o persoană din compartimentul respectiv, unde a fost, unde a primit... Deci, ca să înțeleagă lumea, aici este public, este cu utilitate publică. Domnul jandarm nu are o treabă cu legea, el e cu sancțiune. Da, are certificat. Ah, bine că am, bine că l-am. Da, da, e cu test, e cu test. Da, da, modest, modest. Pune, domnule, că e activistul Buzoian, ca să știi omul cu cine. Așa, ca să spui ce, ca să înțeleagă cine este. Da. Să nu creadă că e vreun vagabond. Aștept că scopare cineva. Da, acum ți-ai revenit. Nu mai dai sancțiune? Ba, hai, spune, da, te mai aștept. Pe cine ai de partea mea? Ți-a dat șeful ordine să-mi dai sancțiune sau ai dedus dumneata așa? A, au constat? Și ce ai constatat? Spune și mie ca să știu ce ai constatat, că na, măcar să-mi spui. Am dreptul să-mi aduc la cunoștință. Ce am încălcat? Am constatat că trebuie să aștepta să coboară persoanele la compartimentul stau, care... Stau, nu vezi că stau aici. Și sancțiunea, pentru ce te-ai lăudat că mi-o dai? Pentru nerespectarea regulilor de acest... Care sunt respectivele reguli de acest pe care eu le-am încălcat? Pe atât că trebuie să scrii în procesul verbal, nu, dacă dumneata copiez textul, nu există, e abuzivă chestia asta, e o minciună și asta e un drept fundamental, nu este nicio lege în acest sens. Deci eu te atenționez încă de la început, exact. Da, domnule, ești într-un spațiu, asta e cu utilitate publică, sunt într-un spațiu public aici. Publică și e același lucru, domnule, ba nu. Fii atent la mie ceea ce spun eu, dumitale. Chestia aia care mi-ai spus-o, trebuie să o, nu poți să copiezi testul din lege fără să spui care sunt respective norme de acces pe care am încălcat. Du-te și treabă pe comisarul Pană de la Merei, că l-am câștigat, tot așa a făcut și el. Că am intrat în sediu poliție și am filmat. Și vezi că a pierdut în instanță cu mine și ca să fie o băia bună, i-am mai făcut plângere să fie mutat sau dat afară. Să nu iei pe urmele lui. Domnule, pe dumneata o să fii dat afară dacă te pui în proces cu mine. Că o să-ți fac plângere, pe dumneata nu o să te iert. Domnul acela mi-a vorbit totuși frumos, după ce a pierdut. Și a schimbat comportamentul. Dar dumneata văd că ești puțin în derizoriu. Păi aștept, uite că stau aici, o să stau toată ziua aici. O să stau toată ziua aici. Dar cine te-a supărat? Acum fac cu plăcere. Ce s-a domnule, uite-te aici. Eu înțeles. Am un certificat verde, l-a văzut și colegul ăsta. Mi s-a trimis o citație pe data de ieri. Uite, te rog frumos să citești. Ia-o, domnule, te rog frumos. Să dau eu voie să citești, te rog ca să înțelegi. Nu, deci nu mai te agita, nu mai faci nimic. Să nu mai agit, că m-ai întrebat și vreau să țară. Noi nu avem dreptul ca să facem să te aduci, te ajutăm, noi suntem dar pentru să... Domnule, mi-a trimis ieri, de data de ieri, o citație, că în caz dacă nu mă prezint astăzi la ora 9, mi se dă sancțiune. Uite aici, și astăzi am primit plicul și m-am prezentat, dumneata nu înțelegi? Am o rugăminte, nu închid nimic.
Păi și ce rezolvi? Nu, e un drept fundamental. Asta e problema mea. Păi, eu am înțeles. Dacă vrei să intri în discuții cu mine, dacă nu poți să stai lângă colegul, dumneavoastră m-ai întrebat, eu ți-am răspuns, ți-am arătat un document. Deci noi nu avem dreptul să vorbim de șefă, că în primul rând nu știm. Da, da, ca să înțeleagă și colegul dumneavoastră că eu vin aici, prezența mea e justificată aici. N-am venit să stau la taclare cu voi. Hai să vorbim frumos. Să ne comportăm frumos ca un om normal și civilizat. Și domnul Baia spune că trebuie să nu m-am comportat ca un om. Nu, dar cum țip și gesticulez cu toate astea, vreau să zic că toată lumea ești afară. Tu lumea, tu, care, ia să vedem, care lumea ești afară? Haideți să ieșim afară. Domnilor, ați ieșit afară din cauza mea cumva? Nu, că eu am plecat. Și care mai sunt afară? Ia să văd. Și cum să stau afară dacă pe mine mă așteaptă doamna de acolo? Deocamdată doamna e ocupată. Că vrei dumneata să stau afară. Da, nici mai bine, o să stau afară și mai bine. Șantarii mă scot afară, mă scot dintr-o instituție a statului unde plătesc taxe și impozite și plătesc sute de milioane la această instituție ca să înțeleagă toată lumea din ceea ce întreprinde acest oraș și sunt scos afară, deci nu beneficiez de căldură, eu trebuie să stau aici în frig, ca așa vor domnii. Vreau să știu dacă coboară sau nu, că am peste 20 de că o să sun la poliție. Stai liniște, îți spun că se rezolvă, stai liniște. Stai liniște. Am înțeles că a sunat un domn. Da, eu am sunat domnul. Domnule, uitați aici, unde putem discuta? Haideți să intrăm aici. A, deci aici putem, acum pot. Cu mine, că nu eu v-am făcut invitația. Nu mă interesează, domnule, eu am venit pentru că astfel voi fi sancționat. Stați, domnule, puțin. Ați vorbit, am înțeles că ați vorbit cu domnul Lazar ieri, da? Domnule, uite, stați puțin să... Și am înțeles că dumneavoastră ieri ați spus că sunteți... Domnule, eu ce-am vorbit cu domnul Lazar, oricum cu o vorbire este registrată. Ce faceți cu telefonul? Filmez. Stați, domnule, puțin. Să vadă lumea abuzurile care le face dumneavoastră aici. Da, domnule, că eu nu fac niciun abuz. Aveți răbdare să vină colegul. Ia uitați-vă aici. Nu, care coleg? Uitați aici, vă rog frumos, citiți. Domnule, vă rog din suflet, citiți și dumneavoastră invitația. Ca să vedeți că mi s-a trimis ieri pentru astăzi. Adică dacă nu mă prezint astăzi, o să fiu sancționat. Stați puțin, dați-mi voie. Nu o să fiu sancționat, deci nu mă trimis. De ce? Ați vorbit ieri cu colegul. Scrie aici, mi s-a trimis ieri pentru astăzi. Vă rog. Ieri ați vorbit cu domnul Lazar la telefon. Așa. Și ați spus că nu puteți să vă ieriți astăzi. Eu n-am încredit, nu știu cine domnul Lazar, m-a sunat un domn la telefon. Păi mi-a sunat 1000 de aici pe zi. Lăsați-mă să vă spun ce am spus. Deci ați spus că nu puteți să veniți astăzi și colegul a zis, a fost, a văzut că n-ați venit. Și de ce mi-a trimis dacă nu pot să vin astăzi? De ce mi-a trimis sancțiunea asta ca să mă sancționeze? De aia mi-a trimis? Stați puțin, o secundă. Măi, oameni, nu se poate așa ceva. Deci oamenii și-a trimis chestia asta după o zi pe alta. Adică în cazul în care nu ești, deci după o zi pe alta, da? Ca să mi se dea sancțiuni, că nu m-am prezentat. Ce trebuie să aduc carte de bine? Eu am adus toate declarațiile astea de la contabil, da? Că am contabil aici, am... Bine, cu tot ceea ce fac, inclusiv cu ăștia care se vaită că nu plătesc eu de la YouTube, am plătesc tot ce trebuie. Bine că nu am numai chestia cu YouTube, eu trăiesc dintre alte lucruri, da? Să lămurim și problema asta, că tot. Și pe data de 10, da? Uitați aici. Nu, aici este. Pe data de 10. De 10, aici. Da, 10. Pe 10 mi s-a trimis de aici de la ANAF să mă prezint pe 11 la ora 9 și pe 11 a ajuns la poștă. Mi-a adus o poștașă pe la ora 10:30, am fost la contabil anul tăte și am venit aici la ora 11. Domnul ăsta care a trimis, domnii ăștia care au trimis ei aici, păi poate să-mi dea sancțiuni mie. Eu dacă nu chem poliția să constate personal acest abuz, eu risc să fiu sancționat pe nedrept, pentru neprezentare. Este imposibil, vă dați seama. Deci oamenii ăștia, când vă trimit acasă, vă trimit după o zi pe alta. În cazul în care nu sunteți, vă pot da sancțiuni. Chiar dacă voi, poate că sunteți în regulă cu... Poftim? Alo. Da. Da, bună ziua. Nu lucrez așa. De la ANAF, care am vorbit cu dumneavoastră. Da, domnul Lazar, ce se întâmplă? Am primit o acasă o invitație, că dacă nu mă prezint astăzi, sunt sancționat. Da, numai puțin că eu se conduc și de asta, că am fost la serviciu și am înțeles că ați venit acolo. Cum am discutat noi ieri?
la telefon că ne vedem mâine la ora 9, da? Dar de ce mi-a trimis citația de ieri, că dacă nu mă prezint astăzi o să fiu sancționat, asta nu vă înțeleg. Cine a zis că o să păi uitați aici, domnul Lază, eu filmez, să știți, eu filmez toate chestiile astea care le-ați zis dumneavoastră. Deci eu sunt plecat pe teren, mă întorc acum cu colega de la Râmnic, așteptați puțin, că nu se poate așa ceva. Deci ați spus că nu puteți... Neprezentarea în condițiile precizate de mai sus... A, am spus că nu poți, dumneavoastră mi-a trimis citația ca să mă sancționați, nu? Nu să vă sancționăm, domnule, ai invitația în caz de neprezentare, dar noi v-am așteptat astăzi până dacă ați venit la ora... Păi domnule, poștașul, domnule, poștașul mi-a adus, asta vă arăt să vedeți că a venit la ora, data de 11 a fost primită la poștă, adică astăzi, și poștașul a venit la ora 10:30, dumneavoastră, cum vrei să fiu la 9 aici? Domnule, dumneavoastră, crezi că eu am ciungă în păr? Sau chiar vrei să mă sancționez cu niște mizerii care mi le pui aici? Da. Și de ce mi-ați trimis citații de ieri pentru astăzi, dacă știați că nu pot să vin și pui mâine? Și de ce nu mi-ați trimis citația pentru marți, dacă știați că vin marți? De ce mi-ați trimis citația, de ce nu mi-ați trimis citația pentru marți și mi-ați trimis-o pentru astăzi, ca să mă sancționați? Nu căutați mizerii de-astea cu mine, domnule Lazar. Că o să vă văd eu și declarații de avere și tot ce învârțiți dumneavoastră și în oraș și să vă arăt eu cum favorizați dumneavoastră evaziunea fiscală în tot nu e amenințat domnule, toată habar n-ai de legi, domnule, habar n-ai aveți de numai prostii vorbești. Nu mă luați cum vorbești și cu asta. Domnule, nu înțelegeți că voi favorizați evaziunea fiscală în Buzău, eu vă acuz să vă arăt câte locuințe sunt închiriate și nu se plătește un leu. Și voi habar n-aveți. Umblați după fantome. Dacă vorbiți peste mine, nu putem să vorbim. Ce? Păi să vorbim, vă ascult. Merg cu mașina și trebuie să mă întorc acolo la sediu. Deci așteptați încă 5 minute că ați fost descalma, că nu zbor. Veniți, sunt aici. Veniți că sunt aici. Poftim? Sunt aici, veniți. Da, da. Da, bine, vă aștept să vină. Sunt jos aici. Da, măi frate, deci este imposibil. Imposibil așa ceva. Ce fac funcționarii ăștia statului cu noi? Foarte bine, foarte bine. Cel mai bine, lucrurile se rezolvă cu vorbă bună, domnule. Domnule, dacă primești o astfel de mizerie, în care spune că dacă nu ți-o trimite de ieri până azi, și dacă nu ești prezent, îți dă sancțiune și spune telefonic, nu știu cine m-a sunat ieri, că nu aveam de o să știu, că nu sunt robot să îmi dau seama cine mă sună. Rugămintea mea este, așteptați, o să vină colegul și o să discutați cu el. Sigur. Da? Aștept, hai zis că vin, deci, da, bă, dar sunt umbe cu mizerii de astea și mai ales cu mine care eu cunosc drepturile și atribuții. Păi mizerii, dar eu uitați-vă, cum tot trimit dumneata de ieri până azi să vin eu la ora, ia uite, mi-a trimis de ieri și până azi, ia uite, uite, uite aici de la poștă când am primit. Așa sunt invitațiile de ieri după zi pe azi și la ora 9, la prima oră să fiu aici, nici n-aș ajunge plicul, domnule. Da, am înțeles. Bun, așteptați că o să... Da, vă mulțumesc. Da. Cred că mergeți... Da, nu mă deranjează. Nu mă deranjează. Am certificat, vezi, dar nu mă deranjează. Da, așteptai, nici o problemă. Dumneavoastră îl cunoașteți ca să știu... Ce-al meu? Bă, domnul ăsta, îl cunoașteți, nu-l lasă. Nu. A, stau aici și când vine, mă anunțați și pe mine. Deci, ca să înțelegeți cum m-a sunat pe mine acest mare domn, nu știu ce-o fi. Comisar, inspector, ANAF, nu știu ce-o fi. Ia haideți mai bine să ascultăm să vedeți cum m-a chemat deci, pentru mâine, telefonic, și el, după ce am stat de vorbă la telefon, s-a pus omul și a scris invitația cu sancțiune în cazul în care eu astăzi nu sunt prezent aici, la ora 9. Dar ei nu sunt la muncă. Deci ei m-au chemat pe mine într-o invitație cu sancțiune. Dar ei nu vin la muncă. Înțelegeți? Ei nu sunt. De ce nu sunt? O să-i dau la parchet să vedem dacă au, știu eu, așa, libere. S-a terminat și cu revelionul și cu... Ia, haideți să ascultăm mai bine ceea ce spuneam ieri domnul Lazar. Ce Lazar de la ANAF vă deranjează? Da, da. Am dorit să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Puteți să veniți până la sediul nostru la ANAF, aici pe Unirii 209 sau... Eu acum, în momentul ăsta, sunt în Slatina. Dar, da, dar spuneți despre ce este vorba și vă lămuresc pe telefon. Păi nu aveți cum să ne lămuresc, că trebuie să dați o declarație, o notă explicativă în legătură cu activitățile dumneavoastră, cea de cedare folosinței bunurilor și alte activități. În scop turistic, am văzut că ați depus pe 2021
acesta am depus declarația. Unică, am văzut. A depus-o? Da. Da, când a depus. Mi-a și dat cât am de plăcet. Da? Da. Bun. Mai uitați ceva, uitați ceva acolo, mai bine. Și aspecte de natură fiscală de lămurit aici, la noi. De asta, când tu veniți de la Slăt? Poți să vă sun pe numărul acesta? Ei, pe numărul acesta m-a sunat, dar nu, că noi mâine trebuie să, cel târziu, mâine. Nu, vin, astăzi vin, mâine ne găsim. Păi astăzi, de seara, mâine. De seara, că acum întreabă. De seara, păi de mâine, să vă zic treabă. Noi nu suntem, noi avem și cu pandemia asta, nu suntem mâine de asta. Miercuri la prima oră? Da, sigur. Miercuri la 9 să vină, doamne? Da. Mâine, dacă nu suntem, suntem la altă. Miercuri la 9:30, da? Aici, la Sesioa NAF, din Buzău, știți? La ce etaj? La etajul 6, camera... Da, n-aveți stat la poartă, n-a. Sunteți vaccinat? Nu. Nu, mai nu știu. Da, azi, mă sunați pe numărul ăsta când ajungeți, da, dimineața, da, la 9. Da? Okay. Și știu unde ești, da? Da, 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 stabilesc cu dânsul că vin mâine, după care își completează o invitație cu sancțiune în cazul în care eu nu mă prezint astăzi aici. Doamna, ascultă. Doamna, doamna, da, s-a venit și a întâlnit telefonul. Bine, cam aproape o oră de când a zis domnul ăsta că vine și nu mai vine. Da, a trimis-o pe doamna. V-a trimis de aici, nu, ca să mă spionați. Păi nu lucrați, de ce nu stați în birou? Ce faceți pe aici? Ați ajuns să stați afară să vedeți ce fac eu pe aici? Da, doamna lucrează la ANAF și trebuie să mă supravegheze pe mine. Păi ți și doamnă de acolo, de la căldură, n-aveți haină, n-aveți nimic, e clar că lucrați aici. Nu este problemă. Păi nu știu, că erați pe aici, pe lângă mine și acum vă că... Da, da, bine, mă rog, mă rog. Bine că nu mi-a spus nimic, ar fi fost cu noi să mai spune și ceva. De ce nu stați în birou? Nu lucrați, nu sunteți plătită de stat. Stați la birouri acolo, stați pe afară, pe aici, vă plimbați. Frumos, așa iau mă unii bani, să plimbă pe aici fără nicio... Dumnezeu. Ce asta să mă, frate, mai vine, mă, ăsta nu mai vine. Că a zis că vine în 5 minute. Păi ce, eu stau toată ziua după el? Am aproape o oră aici. Da, domnul Nițu. Mai veniți, domnul Lază, că de când da, am vorbit a trecut mai bine de o jumătate de oră. Acum ajungem, da, imediat. Păi haideți, domnule. Cum? Da, numai puțin așteptați că... Da, unde sunteți, domnule, plecat la grătare, unde sunteți? Unde sunteți, pe ce intrare? Păi sunt chiar la intrare aici, stau aici de atâta vreme. La intrare unde, dinspre BCR sau dinspre Pomul Verde? Pomul Verde. Bine, imediat. Haideți. Și plecați, mă, frate, cum a zis, cum au spus ieri. Probabil și-o fi luat vreun mini concediu de ăsta, ce fiți. Bă, cine le controlează pe noi? Noi suntem mari și tari de la ANAF și tot orașul e plin de evaziuni fiscale. Păi vă fac eu, mă, plângere penale, vă arăt eu câte evaziuni. Toate locuințele astea care se închiriază, nimeni nu plătește un leu. Nu controlează, n-au nicio treabă, sunt blocuri întregi care n-au nicio treabă. Eu dau sute de milioane la stat. Și mă cheamă, nu e problemă că mă cheamă, să mă cheme. Dar că n-am dat declarația pe 2020. Cum să nu dau, mă, omule, dacă eu am aici, uite, de la contabil, am toate astea, dar ia după ultimii 3 ani i-aduc aici, nu pe anul 2020. Dar nu e problemă că nu mă deranjează că sunt chemat. Mă bucur că sunt chemat. Așa trebuie să fie. Să ne chemim pe toți, toți să răspundem în fața legii. Dar, bă, frate, nu trimite mizerii de astea. Nu trimite mizerii de astea. Vorbesc cu tine ceva și trimiți asta ca să poți să-mi dai tu așa sancțiune pe partea asta la tine. Păi, tu ai impresia că eu am ciungă în păr? Bună ziua! Ce ia de la camera? Da? Hai, Gabriele! Hai. Da, eu sunt. Domnul Lazar. Chiar este domnul Lazar. Hai,
Păi unde să merg? Păi unde să merg? Ce să merg, ce să merg? A, aici, am înțeles. Ok. Gata. S-a lămurit problema. Plicul a fost trimis înainte să discutăm. Da, deci o greșeală de sistem, să spunem. Deși i-a spus domnului Lază că nu este normal să trimiți unui cetățean un plic după o zi pe alta, asta pică din stat. Amabil totuși, amabil domnul Lază, am lămurit problema. Da, am avut o reclamație de la... Nu era normal să se găsească cineva să vă reclame că nu plătesc astea bani, alea de pe la YouTube, pe la... Uite mă că am plătit toți banii, tot, toată treaba este ok. Așa că reclamați-mă cât doriți. Unde să intrăm? Aveți test sau vaccin? Vaccin? N-am nimic. Da. Nu poți să intră? Sunt acolo niște mese unde... Ce ai, mă? Și dacă mă cunoște? Deci n-am voie să intru. Cine v-a dat ordinul ăsta? Vă rog să mă filmați. Hai, mă, fugi de aici. Cine v-a dat ordinul ăsta? Stai puțin. Stai puțin. Zi, vorbește, vorbește că eu filmez. Vorbește că eu filmez. Păi asta, asta o să fac eu acum, să cerem să vedem cine a organizat așa ceva. Dar... O să-i fac plângere penală pentru articolul 53 din Constituție. Da. Lasă că le facem amândoi. Le facem. Să chemăm întâi jandarmerii, ia? Să vedem ce ne spune domnul. Auziți? Bună ziua! Articolul 53 din Constituția României mi se restringe dreptul la, adică să intru aici în, la spectacolul ăsta gratuit. Sunt cei de la pagină, nu forțez nota să mă... Da, nu e problemă, am mască, dar nu mai simțesc, mie mi-a zis să... Doar vaccinați. Că trebuie vaccin, că eu n-am vaccin, n-am absolut nimic. Eu am vaccin, el n-are, cum facem atunci? Nu, nu, vă solicit în conformitate cu legea 1550, care dumneavoastră apărați poporul român și a jurat credință patriei și poporul român că l-apărați, vă rog frumos să-mi apărați drepturile, să mergeți și să-mi, adică să mă ajutați să pot să intru, să-mi lăsați liberul acces. V-am înțeles. Condițiile ca să se intre, da, în zona împrejmuită de la concert sunt ori un test ieșit negativ, test de la cine, păi, să fac? Nu, la Bruxelles s-a votat, noi suntem, nu, în la Convenția de la Haga, nicăieri nu spune că trebuie să mă vaccinez, să mă bag în corp sau să fac nu știu chestii de genul acesta. Și altceva, dacă aici spune așa, cum spuneți dumneavoastră, la o nuntă, la un botez, pe tot litoralul, în toate petrecerile, de ce nu ni se cere chestii de genul acesta? La nunți sunt condiții. Ce condiții? Condiția de anumit, un anumit număr de persoane. Aha. Și acolo nu mai... anumit număr de persoane... Domnule, haideți să vă explic. Dacă Holocaustul a început și eu apelez la Jandarmeria Română, adică dumneavoastră și dumneavoastră, și nu mi se respectă drepturile fundamentale în România, eu mă simt nevoie să vă fac plânge atât dumneavoastră ca și jandarmi. Bineînțeles că organizatorul îi voi face fără nicio fel de discuție, dar suplimentar o să încep să fac tuturor jandarmilor, tuturor polițiștilor care vor veni, care voi solicita să-mi acorde sprijinul privind liberul acces în acest, la acest spectacol. Dumneavoastră, chiar dacă nu vă întreb nici cum vă numiți, nici absolut că nu mă interesează, oricum o să fiți identificat. Atât vă solicit sprijinul să-mi respectați și să mă ajutați să-mi respectați drepturile fundamentale, să pot să intru acolo. Noi v-am spus condițiile care puteți să intrați acolo. Prezentați test antigen negativ. Condițiile astea sunt date de OMS pentru ordin care face 2 bani. Noi discutăm aici de Convenția de la Haga, Constituția României și drepturile fundamentale. Restul astea, dumneavoastră a jurat credință patriei și poporul român. Trebuie să ne apărați pe noi, nu să apărați această mizerie. Ideea este că dumneavoastră trebuie să vă apelați, să apelați organizatorul. Nu m-ați înțeles, nu înțelegeți. Eu vă solicit sprijinul să ne apărați drepturile noastre fundamentale ca și cetățeni. Deci nici de cum n-am treabă cu organizatorul. Dumneavoastră trebuia să vă sesizați, să faceți plângere pentru ceea ce se petrece. Bănuiesc că știați de aceste
abuzuri. Ce se întâmplă? A revenit Holocaustul, am terminat cu evrei și acum încep cu cei care nu sunt vaccinați? Vă întreb, jandarmeria română, ce apărați dumneavoastră, poporul român sau, sau cum? Începe un Holocaustul cu acceptul jandarmeriei române și probabil și al poliției, că o să chem și poliția. Dacă dumneavoastră nu mi-acordați sprijinul, nu rămâne decât să chem poliția, pe care o să vă duc pe toți la parchet. Sunați-vă șefii, probabil nu cunoașteți legea, și vă aștept aici să mă ajutați să pot să intre. Adică să demonstrăm că în România drepturile fundamentale sunt respectate. Nu oricine dă un ordin de stat de nu știu de unde și voi imediat respectați orice mizerie. Când și la voi Bruxelles a fost dată lege. În acest voi sens, știți foarte bine ceea ce spune Constituția României, articolul 53. Mai mult de atât nu pot să vă mai exprim mai multe lucruri. Suntem în Uniunea Europeană? Legea este valabilă oriunde în Uniunea Europeană. Atâta timp cât discriminarea, mă scuzați că vă întrerup, atâta timp cât discriminarea este interzisă până lege dată la Bruxelles și am impresia, nu știu sigur, și la noi, înseamnă că este ilegal ce se întâmplă aici. Și de asta apelăm la dumneavoastră, să ne apărați drepturile. Noi v-am explicat da, eu sunt vaccinat. Dacă nu sunteți de acord, faceți plângere. Cui doriți, noi v-am explicat condițiile de a intra. Păi și dumneavoastră acum pe cine apărați? Noi nu apărăm pe nimeni. N-apărăți pe nimeni. Ordinele de serviciu. Noi respectăm legea. Care legi, domnule, nu v-am spus? Spuneți-mi asta, ce lege respectați dumneavoastră? Care lege respectați dumneavoastră? Respectați-mi și mie drepturile din Constituție, vă rog frumos. Dar care lege respectați? Care lege? Legea 55. Ce spune? Domnule, nu avem treabă cu legea 55. Acolo spune cu totul altceva. Spune cu totul altceva. Constituția este mai presus de lege. Domnule, nu înțelegeți că nu avem treabă cu legea 55, discutăm strict despre Constituția României, articolul 33, v-am explicat, și despre Convenția de la Haga. Nu avem treabă noi cu ce spune legea 55, a mai dat OMS-ul, că ăștia peste noapte poate să dea orice măsură de asta. Eu am apelat la jandarmeria română, mă și legitimez, uitați aici cartea mea de identitate, vă rog frumos să-mi acordați sprijinul să pot să intru în caz contrariu, mă simt nevoit să fac plângere tuturor. O să chem și poliția. Major Crețu. Sunt da, uitați. Țineți-l dumneavoastră okay. Și o să... Mi-ați luat, da? Date. Da? Mi-ați luat, ok. O fac și o verificăm. Ce faci? Am vrut să intru cu soția aici, a dezvaccinat, da, eu l-am, soția nu l-are. A, și nu te-a lăsat? Nu, n-am mai intrat, că... A, n-ai mai trăit tu? Da, da, îți spune, înțeles. Uite, brățară exact ca la... Da. Da, mă, a revenit cu Holocaustul, de ce nu înțelegi? Da, a revenit cu Holocaustul în România și în toată lumea. Un număr frumos, bine că nu-i tatuat pe ceafă, mulțumesc lui Dumnezeu. Da, 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 exact. Exact asta se întâmplă. A revenit Holocaust. Nu se poate așa ceva. Te ascult, sunt în direct cu jandarmeria, cum spui. Stai, stai să te dau pe interfon să te audă. Stai de dau pe interfon. Gata, vorbește că te aude, vorbește. Deci dacă militari ăștia, jandarmi, care sunt curtiți din banii publici, Bine, asta le-am spus și noi. Deci el spune că nu ai voie să intre, spune, da? Da. Firmează-l când spune chestia asta. A, firma domnul, eu domnul respectă atribuții de serviciu, mi-a spus că legea 55 ca o ordine strictă și atât cu asta. Eu v-am spus clar dumneavoastră, nu v-am spus că nu aveți voie să intrați, v-am spus că trebuie să respectați legea și ce trebuie. Care lege, domnule? Legea 55. Legea 55, trebuie să respectăm legea 55. Nu,
ce spune că sunt mască. Păi exact, asta i-am spus și eu, că nu spune chestia asta. Asta i-am spus și eu. Dar de vaccinare, domnule, uite, eu nu sunt vaccinat, păi, și n-am acel test. Pot să intru și respect, mă pun mască. Păi îmi pun mască, i-am spus că îmi pun mască. Nu e o problemă, am mască la mine doar. Și ce a zis? Păi nu vrea, omule, spune că nu, te aude, domnul, ești în direct, nu. O să le facem, bineînțeles, o să chemăm și poliția. Organizatorul se numește, trebuie să formă, să luăm de vedere al primăriei și cheamă poliția să arate, bine, un minister a dat o ordonanță, o hotărâre, pur și simplu. Bun, gata, hai că s-a înțeles, chem poliția și vorbim, da? E ordinul numărul 3, omule. Spune că e la capitol, ei spun articolul 2.c. În articolul 2.c spune că persoanele care nu sunt vaccinate nu au acces. Deci este clar discriminare. Discriminare, bineînțeles. A revenit cu holocaustul, nu le-am spus, nu se poate așa ceva. Păi da. Păi, nu mai vrei voi, vă anunț, ați văzut, mă numesc Nițu Robe Gabriel, poate și mă cunoaște, poate să vă fac plânge penal, îmi pare rău, asta e situația, da, acum, nu știu, că a picat pe dumneavoastră, asta a fost să fie, da, la revedere. La revedere. Lasă că îl identificăm, s-a prezentat, i-am dat și cartea de identitate. Bun, ok, hai că sună la poliție și ne auzim. Ok. Bine. Ok, ordine sunt mai, da, am înțeles, sunt mai valabil decât... Ok, bine, fa. Deci ordinele de serviciu sunt mult mai eficiente decât, adică ordinul chiar de serviciu, chiar OMS-ul, chiar da, Constituția și drepturile fundamentale pică, pentru că sunt niște ordine, am înțeles. Mască, da. Vaccin? Am mască. N-am vaccin. Nu vă primești? Nu mă primești fără vaccin? Serios. Dar cum te numești? Cine ești tu? Cum te numești? Voluntar. Păi dar să știu pe cine reclam. Aveți primăria municipiului Buzău. Ești de la primărie? Nu. Păi și de ce ai te golă dacă nu ești la primărie? Ești sponsorizat. Aveți vaccin? Nu. Afară. Afară? Trebuie. Păi nu, dumneavoastră trebuie să apărați drepturile poporului român, că așa a jurat, pe 550. A jurat, apărați drepturile fundamentale și Constituția României și poporul român. Aici să faci o discriminare, adică okay. Eu ca și nevaccinat nu pot să intru, că este ordinul ăla. Dumneavoastră, cred că nu respectați ordinul ăla, OMS-ul ăla. Dumneavoastră, respectați Constituția și Constituția în mod special. Și apărați drepturile fundamentale, adică nu să fim discriminați, să fim asta. Așa, vreau să solicitați să intrați. Da, domnule, vreau, uitați masca, mi-am adus masca aici, sunt de acord cu masca, distanțare socială, tot ceea ce trebuie, dar nu sunt de acord cu vaccinarea, adică, că ca și nevaccinat, ce trebuie să stau pe aici, că nu mă obligă cineva să fac vaccinul. În convenție de la Haga spune clar că eu nu pot să fiu obligat să-mi introduc în corp, nu știu ce vor ei. Așa, da? Așa, noi mergem pe Constituția României, pe articolul 53 și pe convenția de la Haga și la revedere. Da. Păi tocmai de asta vă spun să mergeți să luați măsuri împotriva acestor ilegalități, acestor abuzuri, că ni se încalcă drepturi fundamentale, adică să ne apărați, că nu suntem un holocaust. Uite, eu pentru numărul ăsta, de asta spun mereu, bine că nu l-am tatuat pe ceafă, mulțumesc Dumnezeu, eu am voie să intru, da? Deci ați fost vaccinat. Dar soția lui nu, și nu lasă să intre. Ați acceptat ceea ce susține domnul Nițu. Păi eu m-am vaccinat, că am vrut eu să mă vaccinez, el este nevaccinat, da? Cum facem? Atunci el rămâne pe afară, e un prieten al meu, bun. Nu, dar el a venit cu soția și soția lui este nevaccinată și stă afară și el să, adică înțelegeți? Știți, trebuie să respectăm și ordinele. Notați-mi datele, vă rog. Cunoaște. Da, dar vrea să știu că o să vă fac niște plângeri penale. Eu așa lucrez. Da, da. Adică v-am solicitat ca să... Da, cum vă numiți? Ca să știu cui...
făcut în exact. Bun, și acum, având în vedere acum cu legea 55, de ce nu este respectată legea 55? A, bine, lasă-mă că e abuzivă și aia, lasă, nu mai... Nu aici, dar nu ne lasă să intrăm pe motiv de legea 55. Dacă n-au mască, dar dacă vă uitați, nici nu poartă mască acolo la concert, nici distanțare, nici nimic, dar nu ne interesează, băi, el nu este cu ceea ce fac eu, el este un prieten al meu care nu are nicio treabă. Da, bine. La început, nu? Da. Nu, nu la început, el cu, el nu se ocupă cu chestia, ne-am întâlnit întâmplător. Eu mă ocup. Da, 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 eu mă ocup. Păi v-am solicitat să-mi respectați drepturile fundamentale, că vreau să intru acolo. Da, și noi v-am solicitat să mergeți acolo, v-au spus că nu se poate. Da, să fac și acum, acum trebuie să fac plângere și organizatorului, și domnilor de la locală, și celor colegi care ne-am întâlnit așa, și dumneavoastră, chem și poliția, o să le fac plângere și polițiștilor, adică toată lumea care vine o să fie cu plângeri, 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 plângeri. Poate până la urmă instituția noastră nu, nu o să vă mai trimită să respectați niște ordine care sunt, practic, acele ordine OMS-ul și tot ceea ce au dat ei sunt sub Constituția României. Deci ordine și lege, ceea ce dai, trebuie să fie în colaborare cu Constituția României. N-ai cum să fie o lege sau un ordin în afara Constituției, m-ați înțeles? Pentru că asemenea discriminare, ceea ce se întâmplă acum. Noi trăim în holocaustul, vă întreb cumva. Așa încep toate discriminările, încet, încet. Nu doresc să mă mai trimit. Auziți? Sunt împreună și eu și vreau dacă... să mai trimită pe noi ca și jandarmerii. Păi tocmai de asta vă spun că dumneavoastră sunteți practic băgați în față, cum au fost băgați pe 10 august să bată poporul român, că nu o să uit niciodată. Da, sunteți băgați în față. Eu nu am ceva personal cu dumneavoastră, pentru că sunt convins că pe 550, fiind militar, trebuie să respectați strict ceea ce vi se dă de la birou. Și ceea ce vi se dă este un abuz de această dată. Întrebați niște chestii pe care, la care știați deja răspuns. Da, bineînțeles. Și ce rost mai au întrebat? Da, dar un jandar care a jurat. Ca să mai spun o dată, un jandar. Eu dacă aș... Eu dacă aș fi jandarul în acest moment, n-aș mai asculta ordinele șefului care mi le-a dat, pentru că sunt niște ordine care n-au nicio... Păi dacă nu vă dau ordine... Vă doresc o seară bună și puteți să mergeți unde vreți. Ok, la revedere. Sună la poliție. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Sunteți cumva poliția Buzău? Da. Da, și nu spuneți măcar poliția, să știu unde am sunat, că probabil greșesc numărul de telefon. Poliția Buzău. Da, domnul, da, mă numesc Nițu Robe Gabriel și sunt pe strada Plantelor. Este un spectacol aici în aer liber, organizat de Primăria Buzău. Și mi se îngrădește liberul acces, adică eu ca și persoană nevaccinată nu sunt lăsat să am mască la mine. Respect distanțarea socială, dar însă nu sunt lăsat să intru. Și aș vrea să vină o patrulă, să vină colegii dumneavoastră să constate personal, pentru că este inadmisibil, adică este o discriminare, încalcă Constituția României, Convenția de la Haga, drepturile fundamentale, tot ceea ce vreți dumneavoastră. Și vreau să fac și plânge și așa mai departe, dacă nu... Dar eu apelez la Poliția Română ca să vină și să-mi... confere dreptul de liber acces. Să faceți o plângere, că nu e urgență foarte mare, sunt la special la urgență, nu e urgență foarte mare, faceți o plângere, până să filmați deja, știți despre ce e vorba, aveți filmările deja făcute. Am înțeles. Pot să faceți o plângere, că nu e urgență să trimitem poliția acum acolo. Aveți plângere, aveți dovezi, deci nu ar trebui să trimiteți ceva ca să puteți să ia măsuri legale. Da, dar totuși să face discriminare și nu numai eu, sunt și alte persoane care le se îngrădește. Deci în acest moment să petrece o discriminare aici cu acordul instituțiilor statului. Adică am văzut și ceva jandarmerie, pe aici și, nu știu, cred că sunt de la ceva sistem, din sistemul sanitar. De ce n-ați sezat jandarmerie? Păi stați puțin, eu mă bazez pe poliție, jandarmeria... I-am sesizat și am sesizat degeaba, să știți, o să le fac plânge penale și dânșilor. Tot să vă facem și chermul ăsta și să vă trimitem poliția acolo. Așteptați că o să vină poliția. Exact, sunt pe strada Plante la intrare aici, da? Ia și te mulțumesc. Sigur că da, cum să nu? Când să trebuie statul, unul vine poliția. Ok, mulțumesc. Bine. Trească poliția română. Bună seara, agent neguiță de la poliția Muncii Buzău. Ce s-a făcut? Uitați cartea mea de identitate, notați-mi datele. Domnul agent, aici este o petrecere, un spectacol organizat de Primăria Buzău, unde se face discriminare, adică
În ce sens? În ce sens? Eu, ca și cetățean nevaccinat, nu pot să acced la acest spectacol. Am mască, uitați aici, mi-o pun, respect distanțarea socială, sunt de acord cu toate normele prevăzute de legea 55. Acest aspect în care trebuie să fie eu vaccinat, să intru acolo, să mă oblige cineva, să-mi bagă... Convenția de la Haga spune destul de clar că nu putem să fim obligați și nu trebuie să ni se îngrădească liberul acces, adică ni se îngrădește circulația. Chiar și Constituția României, articolul 53, spune destul de clar că avem dreptul la liber acces. Am vorbit cu domnii de la locală, cu domnii de la jandarmerie, nu știu, și chiar și dumneavoastră a jurat că apărați drepturile fundamentale ale cetățenilor, adică ale noastre. Nu, vă rog frumos să luați măsuri. Adică organizatorul a hotărât că doar cei vaccinați pot să intre la spectacol, da? Noi nu putem să trecem peste chestia asta. Sunt mai multe concerte și festivități și meciuri de fotbal, la fel, da? Care sunt tot la fel. Da? Tot la cine fel cum? Vaccinat? Abuzive? Sau... Nu, cine e vaccinat, intră. Cine nu, nu. Da, bun, dar dumneavoastră... La nivel, cum? Cred că mondial, cine? Nu știți, că și afară e la fel. Nu știți nicio lege, niciuna. Adică să-mi explicați, domnule... Nu trebuie să vă explic eu, conform, că nu am dat eu legea asta și nu. Nici eu nu am deci, organizat. Nu aveți competență. Deci eu am chemat poliția degeaba. Nu degeaba. Haideți că o dăm în derizorie. Noi nu suntem în situația în care să discernem că o lege... Aplicați, vă face o nedreptate dumneavoastră. Da, păi să fac discriminări. Dacă dumneavoastră aveți un conflict cu legea respectivă, veți face atac la legea respectivă pe constituționalitate sau pe neconstituționalitate. Bun, dacă am înțeles ideea. Dacă tot v-am chemat, puteți să mergeți să constatați persoana, să vedeți că nu sunt lăsat să intru, ca să faceți, să treceți în procesul verbal, da, să o solicit. Da, haideți să mergem, da. Haideți să mergem, da. Da, 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 da. Nu puteți să mergeți. Da, da, știți ce se întâmplă? Nici eu ca polițist nu pot să intru dacă nu sunt vaccinat. Da, dar știți care este problema? Că eu acum o să vă fac o plângere penală și dumneavoastră și dumneavoastră. Aveți tot dreptul. Înțelegeți? Pentru că mi-i călcați drepturile. Păi nu mi le apărați. Cum? Drepturile fundamentale. Păi v-am explicat. Eu trebuie să intru. Noțiunea de a vă apăra drepturile în ce constă? Să îi forțăm pe oamenii ăștia să vă dea liber acces? Da. Da? Da, pentru că se întâmplă, și nu mai mie, sunt și alți cetățeni care sunt discriminați. Ce se întâmplă? A revenit Holocaustul acum... Dacă dumneavoastră considerați că printre asta noi creăm un abuz în serviciu, că nu creați în drepturile, aveți dreptul să depuneți. Înainte evreii nu erau lăsați să intre în magazine, tot cam așa, tot în stilul acesta, să știți. Nu erau lăsați să intre în magazine evrei. Eu nu sunt lăsat să intru aici. Dar dacă insistați... Să intrați și dâns și... Eu nu forțez, de-aia am chemat poliția, am discutat și cu Jean, dar nu sunt omul să forțez să-mi iau amenzi. Sau să mă luați, să mă arestați, să mă duceți, să mă cer. Nu vă înțeleg, ce doriți? Organizatorul acestui eveniment... În afară de organizator, haideți să vă explic de ce. Eu nu pot să trec peste organizator. Această ilegalitate este făcută cu acordul instituțiilor. Poliție locală, poliție națională, jandarmerie. Ba da, este adevărat. Este adevărat. Dumneavoastră, dacă aveți o problemă cu treaba asta... Haideți să mergem să constatați ca să consemnați în procesul. În dreapta, acolo mi-a tot dreapta. Să consemnați ca să pot eu să am probe. Să pot să am probe. Nițu Robert Gabriel. Dar mai departe v-am zis, orice lege care mi se pare că e inconstituțională, se fac demersuri pentru combaterea lor în justiție, da? Pe cale legală. Nu venim să facem scandal sau să ne punem în situația de a vă... Eu mă rezum la poliția română și la angajații poliției române, care știu că deși au jurat credință și... Sunt lucruri distincte, atenție. Avem și noi ordine și legile astea ne se aplică și nouă și noi le respectăm pentru ordine. Am voie să intru aici, nevaccinat. Am venit doar să repet. Da. Că a spus că nu îi se permite aici. Ce fel de problemă astea sunt regulile? Da. Deci nu se permite. Mască și dovada vaccinării. Mască am, uitați, mască am. Deci, din cauza vaccinului nu pot să intru în acest spectacol. Astea sunt regulile. Nu, ok, gata. Atât. Da, gata, s-a înțeles. Puteți să prezentați un test? Nu, că nu sunt vaccinat. N-am înțeles. Nu am. Dânsii trebuiau să aibă test. Dânsii trebuiau să aibă test. Dacă era nevoie de test, nu să vin eu cu ea de acasă. Deci, implementăm. Puteți să intrați, așa este.
Deci sunt discriminat, da? Ați constatat personal. Noi o să consemnăm treaba, dar dumneavoastră puteți să consemnăm. Și mai departe procedurile sunt legale pentru a... Vă mulțumesc, trăiască poliția română. Nu, nu, nu respecte clasă. Vorbiți serios, că aveți, aveți nevoie de poliția română când vă este greu. Să respectăm niște legi, da? Și niște reguli, da? Alături, da? Nu ne persiflați. Eu cred că trebuie să respectăm niște legi, nici unul este, nici unul vaccinat. Bă, dacă a spus trăiască poliția română, e ceva rău. Eu așa sunt mai glumeț. V-am deranjat, v-am insultat sau vă... Nu v-am respectat, adică... Nu putem să facem... Organizată de poliția română, e de... Cine o fi organizator aici? Discriminare cu acordul instituțiilor, polițiști, polițiști locali, jandarmerie, apără un ordin al Ministerului Sănătății, nu apără drepturile românilor. Dacă te duce și în altă țară, să închidă la vamă, nu dă voie, te bagă în carantină, sunt niște legi, da, niște legi. Eu cred că cel mai bine este să spun, faceți niște demersuri de care, faceți niște semnături în care... Da, da, am nevoie de probe. Asta fac acum, am... Și faceți demersuri de care, ce faceți? Sănătate. Trăiască poliția. Să încalcă drepturi fundamentale, să încalcă liber acces, să încalcă tot ceea ce vreți să se încalce. Jandarmerie, poliție locală, poliția română, toate instituțiile. Toate instituțiile complotează la această discriminare.